Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip. În acest video o să discutăm despre o problemă la un ATV cu motor de 125. Acesta este un Hummer, dar nu are importanță. Discutăm despre problema în sine, care se poate găsi pe orice alt model. Și anume, ATV-ul pornește, motorul merge bine, însă la plecarea de pe loc pleacă foarte greu. Acest lucru se poate întâmpla din cauza ambreiajului, mai exact plăcile de ambreiaj uzate. Acum o să-l pornim să vă arătăm exact despre ce este vorba și apoi să detaliem puțin problema. Ok, este pornit, băgăm în viteză. Așa, și acum accelerăm și vedeți, pleacă foarte greu de pe loc. Asta este din cauza ambreiajului, care patinează și automat când dă puțin de greu, nu mai cuplează. Ok, pentru a umbla la ambreiaj este nevoie să ajungem la acest capac, aici este ambreiajul pe partea dreaptă a motorului. Pentru asta vom înlătura această scăriță care ne incomodează la acest model. Așa, este nevoie să golim uleiul, deoarece ambreiajul este în ulei. O să începem prin a goli uleiul până se golește uleiul, să îndepărtăm și scărița. Pentru a goli uleiul, avem bușonul de ulei care este aici, pe partea dreaptă. Da? Este acel șurub de acolo. Să aveți grijă că mai este un șurub de dedesubt, acela este de la întinzător. Șurubul de la bușonul de la ulei este mai mare, este cu cheie de 17 și este primul din partea dreaptă, dinspre jojă. Mare grijă ce desfaceți. De asemenea, atunci când o să desfacem uleiul, dacă ambreiajul este prăjit, uleiul va mirosi ars. Un lucru care o să vă spună din start că aveți o problemă la ambreiaj. Haideți să ne apucăm de treabă. După cum spuneam, nu vă puteți da seama prin video, dar uleiul miroase foarte, foarte urât. După cum se vede, și culoarea este neagră, deci este ars. O să lăsăm să se scurgă bine și între timp desfacem scărița. Am desfăcut și ultimele șuruburi de la scăriță. Acum îndepărtăm scărița. Ok, și acum avem acces direct către capac. Aici este joja de ulei. O să desfacem să curgă mai bine uleiul, dacă a mai rămas ceva. Așa, pare că n-a mai rămas. Acum va trebui să desfacem toate șuruburile de jur împrejur. Aici avem șurubul de reglaj, nu umblăm la el. Îl lăsăm așa, nu este nevoie să umblăm. Așa, desfacem aceste șuruburi cu cap de 8 ca să îndepărtăm capacul. Ok, îndepărtăm toate șuruburile. Ok, după ce am îndepărtat toate șuruburile, atenție, mai avem două șuruburi și aici de desubt, nu se văd foarte ușor. Vom îndepărta capacul. Șuruburile puteți să le puneți deoparte, puteți să le lăsați pe capac ca să știți ordinea. Unele sunt mai lungi, unele mai scurte. Acesta are o garnitură. După ce îl slăbiți puțin, este posibil să mai curgă ulei, cum este în cazul nostru. Și așteptăm să se scurgă acest ulei, ca să nu facem mizerie. Ok, acum îndepărtăm ușor capacul. Da, mai curge un pic de ulei, lăsăm să se scurgă în recipient. Ok,
Apoi îl punem ușor deoparte. Nu mai avem treabă cu el decât când o să-l curățăm. Așa. Aici avem axul de la schimbător și acesta este ambreiajul ce trebuie să-l desfacem noi pentru a schimba discurile. Îndepărtăm aceste piese ușor. Da. Acum o să trebuiască să desfacem cele 3, cele 4 șuruburi. Așa, ca să ajungem la mijlocul ambreiajului unde avem o siguranță și o piuliță. Imediat. Ok, desfacem cele 4 șurubele. Ok. Acum plăcuța aceasta o să iasă ușor. Mai curge puțin ulei. Punem deoparte. Așa, și aici este piulița de care vă spuneam, trebuie să-i desfacem, trebuie să avem în partea de jos siguranța. Deci este o șaibă care este îndoită pe piuliță. Cum se vede la noi, este în partea de jos aici. O să luăm o șurubelniță dreaptă pentru a o îndrepta, ca să putem să desfacem această piuliță. Ok, curățăm puțin pentru a lucra mai ușor. Oricum trebuie curățat apoi cât mai mult putem din uleiul ars. Acesta nu face bine la plăcile de ambreiaj. Ok, acum se vede mai bine unde trebuie să ajungem noi să desfacem această șaibă, această siguranță. Ok, am desfăcut-o. Iar apoi, cu ajutorul acestei chei, deci este o cheie care are 4 colți, desfacem această piuliță. Aceasta este puțin modificată, normal, cheia aceasta este mult mai scurtă. În cazul în care nu aveți această cheie, va trebui să improvizați. Puteți să faceți dintr-un capăt vechi, un capăt de tubular vechi, să-l faceți cu flexul exact așa. În cel mai rău caz, puteți să bateți cu o daltă în piuliță, dar nu vă recomand acest lucru. E mult mai simplu pentru voi și o să observați că această cheie vă trebuie la mult mai multe modele. Așa, deci desfacem această piuliță. Ok, am desfăcut-o. O îndepărtăm ușor la mână. Așa, acum mai avem o șaibă și această siguranță. Să le scoatem și pe acestea ușor. Dacă nu puteți cu mâna, puteți să folosiți o șurubelniță. Așa. Pe șaiba aceasta aveți un sens de care trebuie să ținem cont atunci când o montăm. Scrie this side out, deci această parte către exterior. Să mai iasă. Ok, după cum se observă încă de la început, înainte să desfacem, aici sunt plăcile rupte efectiv. Deci acesta este ferodul de pe ambreiaj care este rupt. Da, se vede pe aici. Deci încă dinainte să desfacem se observă foarte clar. V-am spus, un alt indiciu este uleiul care miroase foarte rău a ars. Așa, acum haideți să desfacem, să vedem și cum înlocuim aceste plăci. Ok, desfacem siguranța.
acum scoatem plăcile ușor. Uitați și aceasta cum este. Da. Așa. Apoi aceasta, după cum observați, deja se rup bucățele din ferodou. Da. Așa. Uitați-o și pe aceasta. Partea din spate nu mai are aproape deloc, partea din față are, dar după cum vedeți sunt bucăți rupte. Așa, încă un disc și discul final, care avem și arculețele pe el. Trebuie să curățăm foarte bine tot ce ne-a rămas aici, spălăm foarte bine și punem discurile noi. Ok, am curățat ambreiajul, coșulețul de la ambreiaj. Acum, după cum observați, mai pot rămâne bucăți de ferodou intrate prin diverse locuri. Să fiți foarte atenți, este foarte important să curățăm bine. Așa, la fel și aici pot rămâne prin aceste locuri bucăți de ferodou. Curățăm foarte bine, îndepărtăm toată mizeria și apoi revenim. Ok, am curățat foarte bine ambreiajul pe toate părțile, de toate urmele de ferodou. Acum, așa vine discuri, kitul de discuri. Am optat pentru un kit complet, deoarece fiind forjat foarte rău, este posibil ca atât plăcile metalice cât și arculețele să fie decălite. De asemenea, nu este foarte scump, deci clar vă recomand să mergeți pe varianta completă. Așa. Așa și plăcile. Acestea sunt gata de montat. Așa. Vedem prima oară placa metalică ce ține arculețele. Așa. Apoi o placă cealaltă. Așa, să nu uităm și arculețele. Așa, ultima placă. Așa, să punem și... Am uitat să punem miezul. Nu este nicio problemă, scoatem. Așa, punem la loc. Așa, ultima placă. Așa, și acum siguranța. Să intre puțin mai greu pentru că sunt arcurile noi. Așa. Ne asigurăm că a intrat bine peste tot. În regulă. Și acum este gata de montat. Foarte important să curățăm foarte bine. De asemenea, este bine să punem un ulei mai slab la început, care să-l schimbăm destul de repede, pentru că noi automat nu o să putem să curățăm chiar tot. O să curățăm în mare parte.
și așteptăm să se usuce și începe montajul. Ok, am curățat bine. Acum o să dăm cu puțină vaselină pe carter ca să nu se lipească garnitura pe viitor când mai avem nevoie să umblăm aici, să nu avem probleme. Așa, am pus garnitura nouă, am curățat capacul, am curățat toate piesele, totul ar fi gata de montaj. Ok, acum putem să venim cu ambreiajul. Acesta nu are o căutare, trebuie doar să intre pe pinion. Ok, pare că a intrat. Da, este în regulă. Acum avem acel blocator care se, siguranța aceea care se blochează, intră aici. Așa. Apoi șaiba de care vă spuneam să avem grijă, să o punem cu partea, deci side out. Da. Așa, ea este concavă, după cum observați. O punem aici. Apoi piulița. Da. Aceasta este o piuliță normală. File normal. Filetăm prima oară ușor la mână. Apoi o să o fixăm cu cheia. Da, a intrat pe filet. Este în regulă. Ok, acum venim cu cheia. Ok, avem acest dinte pe care o să-l strâmbăm ușor aici. Gata. Acum placa de presiune. Ok. Șuruburile. Cele patru șurubele. Ok, am strâns cele patru șurubele. Venim cu pârghia ce acționează ambreiajul atunci când schimbăm. Aceasta vine așa, deci în poziția în care vine perfect așa. Ok. Acum nu mai rămâne decât să punem capacul. Avem garnitura deja pusă, ușor, punem la locul lui, da, este în regulă. Acum începe să strângem șuruburile. Ok, am strâns capacul, am strâns bușonul. Mare grijă că, știu, tuturor ni s-a întâmplat să uităm să punem bușonul și să începem să punem ulei, să observăm că începe să curgă. Așa, cum punem ulei. Și o să-l pornim să vedem cum funcționează. Ok, după cum vă spuneam, uitați cum arată uleiul scos din el.
Acelea sunt bucăți de ferodo, dar este negru-negru și depuneți și tot ce vreți. Și nu vă spun de miros, deci este un miros de ars care din start vă arăta că discurile sunt prăjite. Acum i-am pus și uleiul, îl dăm afară și încercăm să vedem cum merge. O dăm în viteză. Observați ce plecare are. Imediat la cea mai mică accelerare pleacă fără probleme. Ok, după cum ați văzut, așa se diagnostichează un ambreiaj uzat. Avem probleme la plecare, de asemenea uleiul este ars în cazul ambreiajelor umede, în cazul ambreiajelor în ulei. Și cam așa se și schimbă la acest model. Nu mai rămâne decât să-i punem scărița și ATV-ul este gata. Vă mulțumim pentru vizionare, nu uitați like și abonare la canalul nostru. Iar dacă mai aveți ceva întrebări, ceva nelămuriri, vă așteptăm în secțiunea de comentarii. Vă mulțumim!